Hello, dragilor, bine ați venit sau revenit pe canalul meu. Astăzi aș dori să vă prezint câteva produse pe care le-am utilizat eu la un make-up de zi și mici cumpărături pe care le-am făcut din Sinsay, din mall-ul Colosseum. Este un mall situat la periferia Bucureștiului, în zona sectorului 1. Este unul dintre mall-urile cele mai recent construite. Nu sunt foarte multe magazine acolo, însă ce îmi place mie la acel mall că e mai liber și nu este foarte aglomerat, așa cum sunt alte mall-uri din București și chiar îmi place acest mall. Păcat că nu sunt foarte multe magazine unde poți să explorezi produse, sunt doar câteva. Sunt câteva arii care nu sunt ocupate, sper să mai vină diverse branduri și să se mai deschidă magazine. Oricum, sunt câteva magazine, aveți acolo Sinsay, CCC, Douglas, English Home, ce mai este? Două magazine de ochelari, Optic și Lensa. Da, deci nu sunt foarte multe magazine și, bineînțeles, Carrefour. Mai avem un Altex, un JISC, ce ar mai fi mai ceva ce aș putea să mai menționez. Cam asta ar fi o florărie și două cafenele. Oricum, ideea e că să sperăm că vor mai deschide și alte magazine, astfel încât, într-adevăr, să poți să ai o diversitate de alegeri. Ok, noi am avut treabă, adică eu și cu soțul ne-am dus până la Lensa să ne facem o programare la ochelari. Au ei acum o ofertă care se cheamă Rabla la ochelari. Poți să dai niște ochelari la schimb și să-ți faci alți ochelari, așa că am mers până acolo pentru că aveam nevoie să-și facă soțul niște ochelari și am dat și o tură prin Sinsay să vedem ce mai au. Am văzut că au diverse produse de toamnă și o să vă arăt exact ce am văzut și o să vă las în final și un clip cu niște imagini de la produsele cosmetice pe care le-am regăsit eu pe la Sinsay. Și o să vă zic mai târziu, după ce vă spun aceste produse pe care le-am folosit, o să vă zic și care a fost părerea mea cu privire la Sinsay. Bun, haideți să începem. Deci, pentru hidratarea tenului și pentru a face un make-up de zi, avem nevoie de un proces din acesta de îngrijire zilnică, așa că eu am folosit acest produs de la Sephora. E un serum cu vitamina C și îmi place foarte mult acest serum, este unul dintre preferatele mele și, după cum observați, l-am cam folosit zilnic. Și chiar îmi place și îmi place și cu miroase și îmi place și pipeta cu aplicatorul. Da, nu are un miros, vă dați seama, probabil că un parfum ceva, dar îmi place. Se numește Ultra Glow Serum, eu l-am luat la reducere pe acesta, cred că am dat 40 de lei pe el, da, cam așa. El se găsește la Sephora cu 100 de lei acum. Apoi continuăm. Am mai folosit și acest produs de la Lancome. Se numește Advanced Genific. Am zis să-l folosesc pentru că l-am de ceva timp și după care o să expire dacă nu-l folosesc. Nu am aici o cantitate foarte mare. Spun ei că este un Youth Activating Concentrate, un activator de tinerețe, acum sincer nu știu cât poate să activeze, are 10 ml acesta, nu prea îmi place foarte tare aplicatorul, uitați că vi-l arăt acum, uitați-vă cum e dubios aplicatorul, nu-mi place aplicatorul, cred că am și vărsat ceva pe birou, nu, n-am vărsat, dar l-am folosit, urmează să mai folosesc pentru că nu pot să zic că am observat niște diferențe sau niște îmbunătățiri din acestea de tinerețe, dar oricum îl folosesc. O să continui să-l folosesc să vedem exact ce se întâmplă cu el. Apoi, ce am mai folosit așa? În primul rând, pentru acest make-up natural de zi,
genul acela de no make-up, adică nu machiaj din acela foarte strident și foarte exagerat. Ceva natural cu foarte puține produse, după cum observați. Am folosit acest produs de la Momirov, care îmi place foarte mult. Este un produs din acesta cu SPF 50, Cream Soleil, care el are în compoziție ulei de jojoba, ulei de struguri, glicerină, vitamina E, vitamina C, alantoină, acid hialuronic și parfum fără alergeni. Mie îmi place acest produs, l-am descoperit vara aceasta și de când l-am descoperit l-am folosit aproape în fiecare zi. L-am luat și în vacanțe cu mine și chiar mi-a plăcut. Și îl folosesc în continuare pentru că, după cum observați, încă avem o vreme frumoasă, o vreme însorită. E o toamnă frumoasă, cred că n-am mai avut de mult o astfel de toamnă. Parcă zici că e un sfârșit de august, așa îl simți. Copacii încă sunt verzi, ceea ce mă bucură, așa că încă folosesc SPF-ul. Apoi, pentru make-up, am folosit acest produs de la BB Cream Bourjois. Am văzut că au și cei de la Douglas, vând produsele de la Bourjois. Mie îmi place această formulă, e o formulă lejeră. Încă mai am din acest produs. Acest recipient conține 30 de ml și eu încă mai am din el și încă îl mai folosesc. E o formulă din aceasta lejeră, are un grad de acoperire între low și medium. Eu am observat că, în general, pe BB cream-urile nu sunt la fel de, nu acoperă la fel de bine ca și fondurile de ten, dar probabil că depinde foarte mult de brand. Oricum, acesta nu este o formulă lejeră. Hidratează tenul, evident, pentru că are și aceste vitamine în compoziție și nu lasă senzația aceea de mască pe care o regăsim de multe ori la fondurile de ten. Așa că vara eu prefer acest BB cream și cu vremea încă ține cu noi, îl folosesc pe acesta. Bun, pentru ochi, așa, am folosit și această cremă de la Clinic, care se numește Smart Clinic Repair și am folosit-o pe aceasta. Încă mai am din recipient, deci încă mai am ce să folosesc din ea. Am cumpărat-o dintr-un advent calendar. BB cream-ul îl găsiți la Douglas cu 35 de lei, cred că îl găsiți și prin DM și prin diverse supermarketuri. Acum prețurile pot diferi, adică în funcție de promoții, în funcție de perioadă. Puteți să-l găsiți și la 40 de lei și 45 de lei, depinde de unde îl cumpărați. Apoi, pentru ochi, am folosit acest produs de la Tarte, care mie îmi place foarte mult și acoperă cearcănele și imperfecțiunile, și am aici varianta Fair Neutral 12N. Îmi place acest concealer, îl folosesc și e unul dintre preferatele mele. De fapt, o să observați că am toate produsele pe care le găsiți aici, chiar au fost preferatele lunii și încă le folosesc. Și acesta e foarte bun, adică acoperă cearcănele, nu dă impresia aceea de mască pe față și acoperă și imperfecțiunile. Adică dacă vă treziți peste noapte cu o inflamație, un coș, ceva, puteți să aplicați acest concealer în zona respectivă ca să neutralizeze și să nu se mai vadă atât de intens. Și chiar îmi place. Iar pentru cearcăne face o minune, chiar face o schimbare foarte bună și chiar face minuni, în sensul că nu se mai văd cearcănele și pur și simplu le ia cu mâna sau le luați cu concealer mai degrabă. Bun, apoi pentru ochi. Pentru ochi am folosit acest produs de la Too Faced, Crystal Whips. Ideea este că îmi place acest produs, îmi pare rău că nu l-am folosit mai de timp și l-am folosit acum, deci sunt niște particule din acestea foarte strălucitoare cu glitter, dar e o combinație între roz și auriu, să zic așa, adică nu este doar auriu. Îmi place genul acesta de glitter, îmi pare rău că nu l-am folosit din timp și l-am tot lăsat așa și nu l-am folosit, iar acum soluția s-a cam uscat, dar eu încă mai folosesc din el. S-ar putea la un moment dat să arunc acest recipient și îmi pare rău că, da,
Am uitat de acest produs și nu l-am folosit la timp și acum vă dați seama, nemai având lichid în interior, nu mai prea poți să folosești, că nu mai poți lua aceste particule. Da, îmi pare rău că a costat ceva. Mi se pare că l-am luat la reduceri, dar oricum acestea de la Too Faced sunt destul de scumpe și chiar sunt foarte frumoase și fac așa ochii foarte frumoși și au un glitter foarte frumos. Deci chiar îmi pare rău că nu l-am folosit pe acesta până acum și l-am mai folosit de câteva ori, dar ar fi trebuit să-l folosesc mai des pentru că va trebui la un moment dat să îl arunc, pentru că cu siguranță nu o să-l mai pot folosi. Bun, mergem mai departe. Pentru ochi am folosit acest rimel de la rimel Big Ego de la Tarte. Au scos ei o linie din aceasta cu Big Ego. Da, poate că Big Ego din punct de vedere al produselor cosmetice, că ego-ul în general nu prea e foarte bun, dar ideea este că îmi place acest produs. Mi-a plăcut de când l-am cumpărat, m-a atras foarte mult ambalajul și da, uitați-vă cum arată și periuța aceasta. Îmi place și periuța, îmi place și ambalajul și este unul dintre produsele mele preferate de la Tarte și apropo am mai făcut o comandă la Tarte, o aștept să vină. Dar durează cam 3 săptămâni comanda pentru că vin din New York și îmi place foarte mult că tot timpul urmăresc order track și mă uit așa pe order tracking acolo și văd pe unde se află comanda mea și observ așa când pleacă din depozit, când se împachetează. Mi se pare foarte interesant și am văzut că deja a plecat din New York. Probabil trebuie să ajungă în Olanda, că de obicei pe acolo ajung produsele de la Tarte și abia aștept să vină comanda, să vă arăt și vouă ce mi-am comandat. Da, și acest produs l-am comandat-o de la ei și l-am folosit aproape toată vara. Este unul dintre produsele mele preferate și favorite. Bun, și mai ales că acestea sunt și produse de high-end, de o calitate mai bună. Cei de la Tarte pot fi sunt comercializate, produsele de la Tarte sunt comercializate și de către Sephora. Nu cred că mai există o altă companie din România care comercializează produse Tarte. Așa că eu am decis să le cumpăr de la ei și îmi pare bine că pot să cumpăr direct de la Tarte. Pentru că este o experiență inedită să fii în România și să poți să-ți dai comandă în New York, mi se pare o chestie extraordinară și de fiecare dată vă spun lucrul acesta că încă sunt impresionată și încă nu, adică nu vine să cred că acest lucru se întâmplă. Da, deci chiar sunt foarte happy că pot comanda. Apoi pentru eyeliner am folosit acest creion de la Lancome. Da, îmi place acest creion, după cum vedeți e așa mai deosebit, mai elegant, pentru că are acest capac auriu și scrisul acesta de la Lancome. Dacă mă întrebați pe mine ce este deosebit la acest creion de la Lancome, nimic. Adică e un creion normal, un dermatograf normal pe care tot îl găsim peste tot. Într-adevăr, are această mină moale, dar nu pot să zic că e diferit față de alte branduri. Așa că până nu cumperi un brand din acesta scump, nu-ți dai seama care e diferența. Ideea este că, în general, brandurile acestea fac și foarte multă reclamă cu privire la produse și atunci se plătește foarte mult și brandul, dar și marketingul care se efectuează în jurul acestor produse. Ideea e că acest produs eu l-am primit. Am cumpărat un set și în cazul setului respectiv erau mai multe produse, inclusiv acest creion. Și m-am hotărât acum să-l folosesc. Nu m-am folosit decât pe ploapa superioară pentru că n-am vrut să dramatizez prea mult privirea. Așa că am lăsat-o așa mai lejeră, mai light așa. Deci doar am folosit ca eyeliner pe ploapa superioară. Bun, mergem mai departe. Pentru buze am folosit acest creion de la Revolution, cred că este. Da, sincer mi-a plăcut acest creion. Este moale, se aplică ușor, este un nude din acesta. Cred că l-am luat de pe Notino, nu prea am văzut prin alte părți. Cred că mai au și cei de la DM Revolution, dar eu l-am luat de pe Notino, cu siguranță. Da, este un nude.
Acesta se numește Super Feel Lip Liner. Da, n-are număr, n-are nimica. E un iud. Așa. Inițial am vrut să folosesc un ruj nude, după care m-am răzgândit și am zis să folosesc acest produs de la Sephora, care îmi place mie foarte mult. E rujul acesta de vară și este la fel unul dintre favoritele mele, așa că l-am luat pe acesta, care este un ruj din acesta metalic, un ruj din acesta cu foarte mulți clipici, care miroase și a vanilie și a migdale. Da, este un ciclam foarte, foarte intens. Uitați-vă cum arată. Așa că se vede pe cameră, cred că pe cameră se vede mai mult roșu. A, se vede pe ambalaj că e un ciclam din acesta turbat. Dar mie îmi place, sincer, l-am tot folosit vara asta și îmi plac produsele cu glitter. Deși am auzit recent o știre, nu știu dacă e adevărată sau nu, pe Facebook, cei din comunitatea europeană doresc să restricționeze produsele din acestea cu glitter în diverse produse cosmetice. Îmi pare rău că mie chiar îmi place glitter în produse cosmetice și chiar este una dintre preferințele mele, să am produse din acestea cu glitter și chiar mi-ar părea rău să se elimine sclipiciul acela, pe motiv că de fapt și de drept ar fi un plastic. Acum, sincer, nu știu ce să zic, dacă asta ar fi prioritatea, cred că mai degrabă ar fi prioritar ceea ce se pune în mâncare, nu ceea ce se pune neapărat sclipiciul din ojă și din palete. Cred că prioritar e cât zahăr se pune în mâncare, câți nitrați și alte porcării avem în alimentație. Cred că acolo ar trebui să fie prioritatea, nu glitterul din ojă. Adică, pe bune, nu stăm noi să mâncăm oja. Dar, în fine, mă rog, cred că e o problemă de priorități. Nu știu dacă știrea este adevărată sau nu, dar am citit așa recent că ar vrea să elimine acest lucru, ceea ce mă dezamăgește un pic, că mie chiar îmi plac produsele cu glitter. Avem aici la fel un produs pe care tot îl folosesc de la Shiglam, cred că este produsul meu preferat. Uitați-vă acesta, îmi place burețelul, îmi place și recipientul și aici am folosit de data aceasta ce variantă se numește Ritual. Da, Rose Ritual. Da, pe acesta l-am folosit ca și blush. Îmi place că se omogenizează foarte rapid, e destul de pigmentat și e un produs din acesta cremos, care creează așa, tot așa, un blush din acesta natural. Chiar, chiar îmi place produsul. Bun, pentru parfum am folosit de data aceasta un parfum de la Zara, pe care l-am cumpărat luna aceasta în septembrie și chiar îmi place. True Amour, este o apă de parfum. Da, care spun ei că ar avea în compoziție grefuit, trandafir și vetiver. Da, îmi place acest parfum, îmi place cum miroase, îmi place că e destul de rezistent, mai ales dacă îl puneți pe haine. Rezistă foarte mult. Și îmi place. Singurul lucru pe care îl am ca și problemă acum, nu prea mai îmi place pulverizatorul, mi s-a părut că s-a cam înfundat așa. Nu știu ce am făcut eu, că s-a cam înfundat pulverizatorul și nu mai funcționează cum trebuie. Cu siguranță o să-l mai folosesc, dar nu știu, așa rapid, abia l-am cumpărat și deja s-a stricat, mi se pare ciudat aici. Dar îmi place foarte mult acest parfum. Ia. Dacă foarte greu, foarte, uitați-vă și voi, poftim, ca să vedeți și voi ce vorbesc. Deci eu de-abia reușesc, nu se mai funcționează pulverizatorul ăsta, vedeți? Încerc sapă și nu mai merge. Deci s-a stricat pulverizatorul. Deci, adică ca să pulverizez trebuie să stau așa, că altfel prea merge. Deci s-a stricat pulverizatorul și de-abia l-am cumpărat, dar parfumul îmi place, este unul dintre preferatele mele și mai ales că are trandafir, deci chiar e ceva foarte. Miroase foarte, foarte bine. Eu simt așa și un pic, îl simt un pic ușor pudrat. Dar îmi place combinația asta, greful cu trandafir și cu vetiver, deci este o nebunie olfactivă. Păcat că s-a stricat pulverizatorul. Chiar îmi pare rău, nu știu ce. Probabil că asta se întâmplă când iei produse
la un preț rezonabil, că mai apar diferite disfuncționalități ale produselor. Cam asta este. Cam acestea au fost produsele pe care le-am folosit și acum haideți să vă arăt ce am cumpărat din Sinsay și care a fost părerea mea cu privire la acest magazin. Am făcut și o schimbare de cameră ca să nu, mă rog, de cadru, ca să nu aglomerăm pe aici imaginile. Ideea este că mi-am luat această bentiță de la Sinsay. Mi-a plăcut foarte mult care motivele acestea celeste. Uitați-vă cât este drăguță. Și acestea chiar sunt foarte scumpe. Chiar mi-a plăcut foarte tare și este un handband pentru, nu știu, dacă vreți să vă țineți părul, dacă, nu știu, vă demachiați, vă aplicați o mască. Sau pur și simplu nu vreți să aveți păr pe față sau pe frunte, mi se par foarte bune acestea, eu n-am niciuna și chiar îmi doream una, mai văzusem la diverse persoane pe YouTube, iar aceasta e superbă, uitați-vă cât este simpatică, deci cu motivele acestea celeste chiar e superbă, uitați-vă, combinația asta între albastru și auriu, vă dați seama, când am văzut-o am și cumpărat-o, da? N-a costat foarte mult, 16 lei, e ok, da? Bun, haideți să vedem ce mi-am mai luat. Și pentru că am văzut diverse persoane că și-au cumpărat produse din acestea de ornat pentru toamnă sau pentru Halloween, eu am vrut să găsesc ceva așa mai deosebit, așa mai glamour și am găsit acești dovlecei care, culmea, costau 9 lei și 99 de bani. Mi s-a părut un preț ok și uitați-vă cât sunt de eleganți și cât sunt de frumoși. Adică chiar mi se par foarte drăguți aceștia și mă bucur că mi-am luat doi. Cred că mi-ar fi părut rău dacă luam unul singur. Chiar sunt foarte frumoși, adică mi se par foarte drăguți. Să știți că ce îmi place la magazinele acestea care nu prea sunt... Bine, acum să vă zic sincer, mai așa mici defecte. Dacă vă uitați cu lupa, le vedeți așa, mă rog, la 9,99 lei, vă dați seama că nu totul arată perfect. Ideea este că ce îmi place la magazinele acestea, la mall-urile acestea, din anumite zone în care... sunt mai greu accesibile sau poate că nu sunt foarte multe magazine și atunci oamenii nu se îndreaptă spre aceste mall-uri, că poți să găsești produse. Mi-aduc aminte că am fost în urmă cu ceva timp la Sinsay Mega Mall și chiar n-am găsit nimic acolo, adică pur și simplu n-am găsit niciun dovleac. Era o coadă infernală, stăteai foarte mult, deci dacă îți luai un produs de genul acesta, doar îți plăcea un produs, trebuia să stai la coadă cu 10-15 persoane. Așa că, bine, acum e drept că eu am nimerit și în perioada aia înainte de începerea școlilor și atunci erau foarte multe persoane cu copii și cumpărau produse pentru școală, dar și produse pentru copii. Dar oricum, ideea este că mall-urile acestea, Mega Mall-ul, Băneasa, Afi sunt super aglomerate sau probabil că și Sun Plaza. Așa că aici am putut să găsesc acești dovlecei foarte frumoși și chiar îmi place, mă bucur că i-am luat. Uitați-vă că sunt drăguți. Nici nu vine să crezi că a costat 10 lei un dovlecel din acesta. Și pentru că eram pe acolo și mie îmi plac foarte mult... să zic așa, dungile, am găsit un pullover. Cred că l-am luat pe acesta, ia să vedem ce număr am luat, nu știu ce am nimerit, dacă am nimerit. Am găsit un M. Nu știu de ce, că eu nu port M, eu port L sau XL, adică nu știu, cred că nu prea se potrivesc mărimile. Cert este că am găsit un pullover foarte drăguț și nici n-a costat foarte mult, 65 de lei. Și mi-a plăcut că nu este pe alb, este o culoare a untului, așa, și cu niște dunguțe din acestea, iar mie îmi plac dungile. Nu știu dacă puteți voi să-l vedeți, e clasic, nu e ceva deosebit, dar mi-a plăcut combinația asta, dungile astea negre și materialul destul de bun. Faza este că mie mi se pare ca și calitate peste Shein la produse. Sincer, eu am fost dezamăgită cu cei de la Shein, mi-am luat niște produse și nu știu, nu mi s-au părut foarte calitative, așa că nu o să mai cumpăr îmbrăcăminte de la Shein. Chiar dacă sunt scumpe, chiar dacă sunt ieftine, nu au o calitate super, marea majoritate pe partea de îmbrăcăminte. Așa că prefer să mă uit înainte și să cumpăr ceva, mai ales că ele vin tot din China, adică să nu credeți că vin din alte zone.
Și ce am fost dezamăgită acum la Shein, că niște produse pe care le-am cumpărat, după ce le-am spălat, au intrat la apă. Deci nu mai vreau să mai cumpăr astfel, deși am spălat cu apă rece, deci nu a fost apă caldă. Ia să vedeți că au intrat la apă, probabil din cauza calității materialelor. Așa că nu o să mai cumpăr de la ei și l-am văzut pe acesta și am zis la 65 de lei, chiar are un preț foarte bun și arată decent. Adică, sincer, l-am mai văzut la cineva pe YouTube și chiar mi s-a părut interesant. Zic, ok, hai să-l iau și eu, că chiar pare interesant. Da? Mai aveau ei niște plovărașe pe acolo drăguțe, însă erau cam micuțe și nu m-am încumetat să le probez. Poate că o să mai merg să mai cumpăr. Apoi, ce să vă zic, am probat și o ojă, aceasta care m-a atras atenția, deci motivul pentru care avem această ojă e pentru că am testat-o în magazin. Și ce să vă zic, că s-a uscat cu greu, și aceasta este cu glitter, s-a uscat cu greu și până la urmă, pur și simplu, a trebuit să zic așa, să o șterg, din cauza asta avem această ojă, e un test de altfel de ojă. Era tot așa cu motive din acestea celeste, cu foarte mult glitter, dar v-am zis, nu, costa 9,99 lei, nu mi-a plăcut. Adică am testat-o în magazin și cu greu, am ținut degetul foarte mult timp, nu se usca oja, pur și simplu nu se usca, așa că, da, bine că n-am luat-o, pentru că îmi părea rău după aia, dacă o luam și nu se usca, stăteam pe lângă ea și o oră ca să se usuce oja, așa că nu. Deci să știți că îmi plac produsele pe care le-am cumpărat și chiar sunt super încântată că le-am luat. Cam acestea sunt informațiile de la cumpărături, nu foarte multe de data aceasta. Și o să vă las la sfârșit, în încheiere, un clip cu imagini de la standul cu cosmetice, să vedeți acolo ce mai e. Mi-au plăcut niște palete la ei, am vrut să le cumpăr, dar ceea ce îmi plăcea mie nu mai aveau pe stoc, așa că probabil că trebuie să merg în alt magazin să le caut, dar mi-a plăcut foarte mult, că erau tot așa cu glitter, cu sclipici și aveau niște nuanțe superbe și le-am și testat, dar în fine, trebuie să merg în altă parte ca să le cumpăr dacă vreau. Cam acestea sunt informațiile. Vă mulțumesc că m-ați urmărit. Vă doresc weekend plăcut și vă mai aștept pe canalul meu și cu alte informații. Și în cazul în care doriți să mai vedeți și alte clipuri, vă sugerez să vă uitați pe canalul meu, pentru că avem peste 200 de clipuri create. Mai am puțin și ajung la 250. Nici nu vine să cred când am reușit să filmez atâtea clipuri și o să fac și un disclaimer aici, să știți că marea majoritate a clipurilor mele sunt fără editare. Nu aloc foarte mult timp și pe partea aceasta de editare, pentru că ar însemna să prelungească timpul de alocare, așa că dacă mai observați mici erori și mici bâlbe, este din cauza faptului că se mai întâmplă și aceste lucruri și eu nu editez clipurile. Vă doresc o zi minunată! Ce drăguță e asta? Bă, uite, asta chiar îmi place, dar nu mai e. Și asta îmi place de aici. Dar iarăși nu mai iau paleta asta. Cam asta este un sezon aici cu elemente din astea celeste foarte răguțe. Și aici este acestea pentru noapte sau pentru make-up foarte răguțe. Aici răguțe este cutia asta foarte răguțe. Am prea îmi place firul de păr, nu știu, e prea artificial așa. Ce drăguț e asta, Mickey Mouse, cu mini, foarte simpatice sunt.